Slăvit să fie Domnul! În numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Psalmistul David, în Psalmul 118, ne spune un lucru atât de minunat și chiar prețios pentru fiecare dintre noi, că dacă n-ar fi prețios, nu s-ar înfăptui pentru fiecare dintre noi gândul acesta. În versetul 24 zice așa: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! E un gând minunat, nu-i așa, pe care psalmistul David îl folosește în psalmul acesta și ne arată că această zi este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. E un aspect că astăzi, pentru fiecare dintre noi, este o sărbătoare. Este o zi importantă, pentru că într-o zi ca ieri, pe data de 3 martie, s-a născut marele om al lui Dumnezeu, Părintele Iosif Trifa, care a adus vestea cea bună a împăcării omului cu Dumnezeu. Vestea cea bună nu era altceva decât Evanghelia pe care ne-a adus-o tuturora, care să lucreze în schimbarea vieții lăuntrice a fiecăruia dintre noi, așa cum spunea fratele mai înainte, că schimbarea trebuia făcută nu de la suprafață, ci din interior. Pentru că Domnul Iisus, când a venit în acest lăbănog prin acoperișul casei, în fața Lui, Domnul Iisus îi spune: păcatele sunt iertate. Deci Domnul Iisus a început cu curățirea și vindecarea Lui lăuntrică. Păcatele îți sunt iertate. Și mă gândesc că de multe ori și în viața noastră e nevoie de o schimbare lăuntrică până la vindecarea totală a părții din afară a ființii umane. Am auzit de multe ori spunând chiar Apostolul Pavel în epistole că chiar dacă ați avea 1000 de învățători, n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos. Și mi-aduc aminte de o istorioară a Părintelui Iosif, în care spunea că o vecină a venit la el să mărturisească și îi spune: părinte, am o vecină cu care nu mă împăc, cu care am probleme mari, lupte grele, îmi strică ziua și nu știu ce să mai mă fac. Și Părintele Iosif îi spune: aprinde-i cărbuni pe cap. Și femeia pleacă mulțumită de răspuns acasă și a înțeles ce a înțeles, dar nu atât de bine. Și se întoarce înapoi la părinte și spune: părinte, n-am rezolvat nimic. De ce? Ei a prins cărbuni pe cap, cum ți-am spus. Părinte, dar am aruncat și cu apă clocotită după ea și tot n-am avut ce să-i fac. Și părintele a înțeles că de multe ori noi înțelegem așa cum înțelegem noi, nu cum vrea Dumnezeu. Și bine ar fi să înțelegem cum vrea Dumnezeu cuvântul Lui. Este o femeie, o văduvă din Sarepta Sidonului, în Împărați, la 1 Împărați, capitolul 17, și zice așa: dar aș vrea să încep să citesc ceva mai de sus. Văduva aceasta din Sarepta spune că avea un fecior, un fiu, și ea era în căutare de niște vreascuri, de niște lemne, pentru că avea un pumn de făină într-o oală și un pic de unt de lemn într-un ulcior. Și se gândea ea să facă o turtă pentru fiul ei și una pentru ea, să mănânce și apoi vor mai vedea ei, vor mânca și vor muri. Ilie îi spune: nu, du-te, fă-mi întâi mie o turtă și după aceea fă și pentru tine și pentru fiul tău. S-a dus femeia,
a văzut că a făcut și azi, a făcut și mâine și poimâine și peste o săptămână, peste o lună, dar ea n-a făcut caz de lucrul acesta, că acolo este o minune a lui Dumnezeu. Și femeia a pățit un decaz foarte mare. Singurul ei copil care îl avea îi moare și se duce supărată la proroc și îi spune: ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea, ca să-mi omori astfel fiul? Nu pentru asta a venit Ilie în casa ei. El a fost trimisul lui Dumnezeu în casa aceasta, a fost o minune puternică și ea n-a înțeles-o. Și Ilie atunci întreabă și merge mai departe și spune, el i-a răspuns: dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Și copilul, nu mai citesc, copilul mai după aceea spune că a înviat. Și după ce a înviat, femeia trage o concluzie și spune așa: și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. A trebuit să moară copilul, a trebuit să se termine cu acea minune cu îndelemnul și cu făina și a trebuit ca să-i învieze copilul ca ea să poată să cunoască într-adevăr. În al doilea rând a înțeles că, de fapt, acela era omul lui Dumnezeu. Avem un cuvânt în paginile Sfintelor Scripturi care spune că mie nu mi-este greu să vă scriu sau să vă spun de mai multe ori aceleași lucruri, dar vouă vă este de folos. Iar psalmistul David, în unul din psalmii lui minunat, spune așa: odată mi-a vorbit Domnul și eu de două ori am auzit. Un caz fericit să-ți vorbească Domnul odată și tu să auzi de două ori. A fost și cazuri când Apostolul Pavel se plângea și spunea: mie nu mi-este greu să vă spun mereu. Mereu aceleași lucruri, pentru că se recurgea la aspectul acesta de a vorbi și noi sau omul să se gândească în altă parte. Și Apostolul Pavel zice: bine, voi n-auziți, nu puneți la inimă ceea ce spun, dar eu am să spun de mai multe ori că nu mi-este greu, dar vouă este de folos. De fiecare dată se vestește cuvântul lui Dumnezeu de aici, din locul acesta, și mă gândeam la Evanghelia de astăzi. Evanghelia de astăzi spune că acolo unde se duseseră Domnul Iisus, era o casă plină de oameni. Și oamenii n-au mai putut să mai intre, cei patru cu zlăbănogul, să intre în casă la Domnul Iisus, în fața sau la picioarele Domnului Iisus și să pună zlăbănogul. N-au mai încăput. Și datorită acestui fapt, ei au spart acoperișul ca să coboare zlăbănogul. Fraților, problema este în felul următor. Dacă și noi am ști că aici este Domnul Iisus, nu numai că am sparge acoperișul, dar am fi înghesuiți, am fi această cameră, acest spațiu plin de suflete care dornice de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Dar iată că nu se întâmplă așa. Mai este mult loc în sala aceasta pentru ca să poată veni mulțimile la Hristos. Atunci când Domnul Iisus a vindecat-o pe femeia cu scurgere de sânge, spune că ucenicii oarecum s-au nemulțumit, învățătorule, atâta gloată de mulțime, de lume, de oameni care te îmbulzesc și tu întrebi cine s-a atins de tine? Aici n-ar fi o problemă.
Dacă Domnul Iisus ar fi aici și cineva s-ar atinge de El, s-ar vedea imediat. Pentru că suntem mulți, într-adevăr, dar nu atât încât să nu încapă în acest spațiu. Și nu atât încât să nu cuprindă și alte mulțimi de oameni care își pierd timpul în alte părți și nu vin sub ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat, că Domnul Iisus se adresează lui Zacheu: Zacheu, dă-te jos din dud, căci astăzi voi rămâne în casa ta. Ce a avut Domnul Iisus în cuvintele acestea, sau ce a înțeles Zacheu? Că imediat s-a coborât din dud, imediat a acceptat propunerea Domnului Iisus, fără să-L cunoască, fără să fie, să fi predicat zeci de predici, sute de predici, așa cum le auzim noi de fiecare dată. Avem în fiecare duminică, poate alte ori și în cursul săptămânii, vorbiri, îndemnuri din Cuvântul lui Dumnezeu și iată că rămânem tot reci și surzi la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Acum cunosc că ești un om. Și femeia a zis lui Ilie: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevărul. Dragii noștri, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune un cuvânt așa de minunat, pe care aș vrea să-l și citesc, pentru că cuvintele noastre au mai puțină greutate decât cuvântul lui Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut și a început să creeze în universul acesta, spune că capitolul 1 din Geneza, versetul 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dar la începutul acela cuvântul era, adică Dumnezeu era atunci. Și spune mai departe în Geneza că s-a întrebat la plural: cum să-l facem pe om? Să-l facem după chipul și asemănarea noastră. Deci, la crearea universului, toate au fost făcute prin Hristos și nimic nu s-a făcut fără de El. De aceea, dragii noștri, înțelegem că toată conlucrarea aceasta în univers s-a creat împreună Tatăl cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Tot ce s-a creat în universul acesta zice că nimic n-a fost creat fără El. Totul a fost creat prin Domnul nostru Iisus Hristos și cu El. Și de aceea noi într-o zi ca aceasta venim să-I mulțumim, pentru că în dragostea Lui a prețuit atât de mult în ochii Domnului ființele noastre. Dau popoare pentru tine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă îndoiesc, Domnul ar fi dat popoare. Ar fi, așa cum spune pentru Israel, când poporul păcătuia, îi spune Dumnezeu lui Moise: Moise, am să nimicesc poporul acesta și prin tine voi aduce la ființă, la supraviețuire, alte generații, alți oameni. Doamne, vor zice egiptenii că n-ai putut să ne duci în Canaan, în țara care ne-ai făgăduit-o. Te rog, iartă pe poporul acesta. Și Domnul se îndura. Domnul îi părea rău de lucrul acesta și Domnul îi salva de fiecare dată. Dar tot ce poate omul face singur, fără Hristos, fără Dumnezeu, e pătat de egoism și păcat. Noi prin har suntem ceea ce suntem, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul minunat al lui Dumnezeu. Noi am fost atât de mult iubiți de Dumnezeul nostru, care nu prin vrednicia și nu prin meritele noastre suntem în locul acesta, ci datorită faptului că alegerea a făcut-o El și ne-a adus în starea aceasta. Și acum ne dă posibilitatea să ne luptăm împotriva păcatului, împotriva firii vechi
ca să putem dobândi o fire nouă, ca să devenim oameni născuți din nou, copii ai lui Dumnezeu, care să facem voia lui, care voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Sunt și situații când se poate spune că poporul acesta, zice Domnul, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de obârșie omenească. Haideți ca teama, ca frica de Domnul să fie începutul înțelepciunii, de a alege drumul cel drept, cărarea cea bună, care duce la mântuire. Și mi-aduc aminte de tânărul Ieremia. Era doar un tânăr și Dumnezeu îi vorbea și îl cheamă la o misiune nu atât de ușoară. Și el spune, Doamne, trimite pe altul. Eu sunt doar un copil. Nu zice că ești un copil, că eu sunt cu tine. Și Ieremia a început să îl asculte pe Domnul în această poruncă, dacă vreți. Și poporul a înțeles și a avut, și pentru cei care n-au ascultat, au avut de suferit. Iar pentru cei care au ascultat, au înțeles că Dumnezeu le vroia binele. De aceea și noi, într-o zi ca aceasta, înțelegem că Dumnezeu, pentru faptul că ne-a mai prelungit firul vieții noastre, e o dovadă că ne vrea binele. E o dovadă că Dumnezeu vrea să lucreze în ființa fiecare dintre noi. Așa cum găsim în Evanghelia de la Ioan, cu smochinul acela, când stăpânul vie a spus, taie-l, la ce să mai cuprindă pământul degeaba, acest smochin neroditor? Doamne, zice vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l săp de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că va face rod. Ce minunată stăruință este în glasul stăpânului nostru și a Dumnezeului nostru. Ce minunată îngăduință de a mai ne lăsa încă un an și încă unul ca să aducem roadele pe care Domnul le vrea și le caută în viața fiecare dintre noi. Și fratele Traian Dorz are o poezie care spune cum poți să fii nepăsător când mii de frați în jurul tău ce mor. Cum poți să fii nepăsător? Și iată că e o mustrare sensibilă, ușoară, dar este un mare adevăr în spusele acestea. Pentru că dacă Dumnezeu a creat lumea în prezența Domnului Iisus, fratele Traian vede în lucrul acesta niște taine nemaipomenite de mari și zice așa, sunt în lume legi și taine, necuprins de înțelepte, până la care cunoștința nu are pași nici trepte. Ce putere le-a dat oare? Ele sunt? De când sunt ele? Până unde se întind oare? Și cine ține calea lor nemuritoare? Este în ele adevărul sau în el sunt toate ele? Și mă gândesc că în el sunt toate lucrurile, în el sunt toate ele. De aceea, dragii noștri, să ne înfiorăm și să ne deschidem inimile larg la cuvântul lui Dumnezeu, să facem liniște în viața noastră pentru că cineva bate la ușa inimii. Capitolul 18, versetul 20 din Matei, zice că acolo unde sunteți doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul vostru. El este în mijlocul nostru și bate la ușa inimii noastre, ca să-i deschidem așa cum scrie în Apocalips. Și e interesant că zăvorul este pe interior. Depinde de voința noastră dacă vrem să-i deschidem ușa Domnului Iisus sau dacă nu. Și dacă vrem să-i deschidem ușa, zice și El va intra la noi, va cina cu noi și noi cu El. Domnul să ne ajute la gândul acesta și la toate aceste stări înalte, să putem să stăm la masă cu El, în împărăția lui Dumnezeu, să devenim moștenitori împreună cu Sfinții în lumină și aceasta pentru că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult. Domnul să
realizeze în viața fiecăruia dintre noi această dorință după care tânjim și noi în alergarea noastră de pe acest pământ, ca să putem să ajungem la ținta căpeteniei noastre și a desăvârșirii noastre, adică la Hristos. Amin. Slăvit să fie Domnul! Cântăm de la numărul 719. Cum să pot uita eu, Doamne?